Din antichitatea romană și până astăzi, muștarul și-a extins considerabil area de răspândire și utilizările. Muștarul de Dijon, muștarul galben, cel din boabe integrale, muștarul cu miere, cel englezesc, muștarul irlandez, cel chinezesc și cel amestecat cu hrean sunt doar câteva din cele mai cunoscute aspecte ale muștarului folosite în alimentația actuală. Dar pe lângă gustul iute, excelent pentru a însoți carnea și salatele, muștarul este apreciat și pentru proprietățile sale curative. Prima mențiune a sa ca și medicament apare în scrierile lui Hipocrate, care îl recomanda pentru durerile musculare. Regele Louis al XI-lea nu pleca la drum fără o rezervă zdravănă de muștar, iar chinezii îl folosesc în alimentația zilnică de peste 2000 de ani. Bine ați venit la Pușculița cu Arome! Bună ziua tuturor! Sunt Radu. Sunt Jerom. Și vom vorbi astăzi despre... muștar boabe. Da, despre muștarul alb, pentru că acest muștar este îndeajuns de șmecher ca să existe mai multe variante. Corect. Varianta obișnuită pe piața românească este cea a muștarului alb, care în latină se numește Brassica alba. Dacă e brassica, înseamnă că e rudă cu varza, conopida, broccoli și rucola, familia Brassicaceae. Dar care este legătura cu... Ambele, toate aceste plante au frunze verzi și mari. Interesant, da. Iar frunzele de muștar se folosesc foarte, foarte mult la gătit, împreună cu muștarul în India, de pildă, și în special în provincia Bengal, care astăzi este Bangladesh, dar îl socotim acolo, la India. Hai să vedem puțin ce rețete vom pregăti cu... Astăzi vom pregăti o rețetă numită curry de pui cu muștar și este indiană. De ce indiană? Pentru că indienii gătesc și folosesc muștarul într-un fel diferit de români. Pentru că ai văzut, la noi în România ești de câțiva ani bun și ai văzut cam cum se folosește. Se folosește sub formă de bobițe la murături, împreună cu ienibahar, cu dafin, cu coriandru, cu usturoi, cu ardei, iute, da, așa. Și îl mai vedem sub formă de pastă. Pastă, da. Numai că, dacă vrem să fim foarte corecți, acesta nu este muștar. Este o pastă de muștar, este un amestec de muștar cu mai multe condimente și cu alte ingrediente. Și cu un dominant de oțet, nu? Oțetul este foarte important pentru că stabilizează gustul muștarului. O să vedem de ce este ciudat muștarul în privința aceasta. Dacă îl miroși, uite, vedem. Avem bobițe și avem și făina de muștar, adică muștarul măcinat. Are vreun miros? Nu. Nu. Nimic. Nimic. Și boabele? Boabele cu atât mai puțin. Un pic. Nu. Dacă însă mesteci câteva bobițe sau îți pui un pic de făină de muștar pe limbă, ai să vezi că după câteva secunde începe să se dezvolte un gust iute. Mm-hmm. Și destul de pătrunzător. Da. Corect? Da. Da. Ce se întâmplă? Avem aici, în muștarul ăsta, o substanță chimică numită enzimă, care reacționează cu altă substanță cu un nume extrem de complicat pe care nu-l rețin niciodată și care dezvoltă uleiurile esențiale care dau gustul. Asta se întâmplă numai cu apă rece. Deci dacă avem apă rece, cele două substanțe apar și reacționează. Dacă apa este caldă, enzima este distrusă și nu mai avem gust deloc. Interesant. Dacă și unde a fost descoperit mecanismul ăsta? De-a lungul timpurilor, până încercări succesive în mii de bucătării care au încercat să folosească. De ce se pune oțet? Oțetul stopează reacția. Deci dacă punem oțet prea devreme, gustul nu se dezvoltă total. Dacă îl punem după ce este dezvoltat, obținem un produs cu gust stabil. Trebuie lăsat cam 10 minute să se dezvolte gustul condimentului. Și să vezi că astăzi vom folosi această proprietate a lui, pentru că acest curry de pui, ca și multe alte rețete indiene, presupune prepararea unei paste de condimente mai întâi. Okay. Și o să începem cu această pastă. Și ce ingrediente folosim la acest rețetar, Radu? Folosim puține ingrediente. Da, asta vreau să spun, sunt mai puțin decât de obicei. Da, decât cum te-am obișnuit. Da, da, și încă n-ai dat cu nasul de rețetele, într-adevăr, bogate în ingrediente. Da, care nu încape pe masa asta, nu? Cu greu în cap, dar în cap. Hai să o luăm treptat. Fiind un curry de pui, bineînțeles că avem pui. Aici este un pieptișor de pui, foarte frumos curățat, fără pielițe, fără oase și tăiat bucățele. Prietenul lui cel mai bun va fi cartoful.
cam jumătate de kilogram de cartofi, aici deci un chef fără de orez astăzi, rețeta indiană fără orez, nu? Se poate pune și orez alături. A, în locul cartofi, nu? Nu, în loc, alături, în plus? Alături, pentru că ți-am explicat și văd că nu vrei să înțelegi deloc. A. În bucătăria asiatică, orezul este solistul. Restul ingredientelor sunt orchestra, indiferent că e vorba de carne sau de legume. Da. Total invers decât în Europa, unde carnea este solistul, iar dacă și avem orez cumva orez, garnitură, orez, cartofi, paste, e deja un... Da. Ceva de ceva ce se pune alături, da, dar niciun caz nu are rolul important. Bun. Un piept de pui, cam 300-350 de grame, jumătate de kilogram de cartofi. Avem nevoie de 5 linguri de miez de nucă de cocos deshidratat. Se găsește pe piață. Pe oriunde, da? Cam oriunde. 2 ardei iuți verzi tocați. Pentru mine special. Nu sunt atât de iuți. Nu? Nu. O să vedem mai devreme. Însă dacă sunt iuți, au o iuțeală destul de brutală fără o aromă pe care o are ardeiul copt. Știi că am discutat despre. Da. Avem nevoie de 4 lingurițe de semințe de muștar alb. Avem nevoie de 150 de ml de iaurt. Da. Avem nevoie de 2 foi de dafin, de ceva apă, depinde cât, da, vedem cam cum ne ajunge. Avem nevoie de ardei iute roșu uscat sau proaspăt tocat. 2 lingurițe de garam masala. Ți-aduce aminte de garam Bineînțeles, masala? Bineînțeles, garam masala preferată. Și zahăr brun. Brun. O să facem altă emisiune și cu zahărul, pentru că este foarte interesant. Acum, acest muștar are 2 rude importante. Muștarul negru, Brassica nigra, care are semințe un piculeț mai mici și este cam de 10 ori mai iute. Da? Da. Dar asta nu găsim în România, nu? Eu n-am văzut în România. Boabele sunt de culoare brun închis până spre negru. O altă rudă ar fi muștarul brun, unde culoarea boabelor este de la brun deschis către brun închis, sau cam aceeași dimensiune cu cele de muștar negru, adică mai mici decât acestea, și sunt mai iuți decât muștarul alb, dar nu atât de iuți ca cel negru. Dar asta mi se pare puțin cam brun totuși, nu? Sau asta sunt mai brun? E culoarea paiului. Da. Și să știi că atunci când este nedecorticat, adică are cojiță, este chiar mai închis la culoare. A, da. Interesant. Da, este interesant. Ok, ce facem acum? Hai să începem. Da. În primul rând, punem tigaia pe tot, da? Da, tigaia și vom prepara pasta noastră. O să pasta am nevoie uscată de mână de nu o să fie așa uscată dacă e pastă. Uite, punem 5 linguri. 2, 3, 4, 5. Bun. 5 linguri. Dar o să fie un fel de dulce... Dulce iute, nu? Păi, dulce iute cu... Mai puțin dulce. Nuca de cocos nu e atât dulce cât are și o aromă zahăr, dulceagă. Da. Nu, nu punem zahăr deocamdată. Punem în schimb 3 sferturi din cantitatea de... Ce interesant aceste amestecuri. Da. E, acum... Acum trebuie puțin muncă aici. E de muncă, da. Da. Poți să fac ceva? Să te ajut aici? Nu deocamdată. Nu. Timp, nu? Deci macinăm... ardeiul cu nuca de cocos și cu boabe de muștar la început, așa, da? Da, da, da. Și vom avea de muncă, de la minute bune aici. Da, hai. Deci amestecăm. Deci, hai, putem să-l și combinăm cu apa. Umezim un pic. Da. Și cu ce o să facem cu această pasta de muștar? Această pastă, mă rog, în propriu sus, pentru că o să vezi, o să aibă textura firimiturilor, dacă știi, când prepare aluatul. Da. De multe ori când amesteci cu degetul de așa. Da. Bun, dar o vom face o pastă pentru că îl vom amesteca cu iaurtul. Cu iaurt. Da. Gata, Radu? Gata. Da. N-aș vrea să mai fac asta odată. Da, e greu, e fost greu, da. Am reușit. Am reușit, dar data viitoare o să iau o pivă mai mare un pic. Da, da. Bun. Dar ce bine miroase acum nuca de cocos cu muștar, cu ardei, este o combinație neobișnuită. Da. Neobișnuit, da. Și spuneam că muștarul are nevoie de apă ca să-și dezvolte gustul. Bun. Asta vom face acum. Îi vom da, nu chiar apă, ci un lichid mai gustos decât apa. Și cred că ai putea bănui care este ce lichid folosim. Iaurt. Iaurt. Bun. Dragă Jerom, aceasta este pasta noastră de condimente. Da. De data asta mi-e mult mai ușor să amestec. Deci nu punem sare, piper acolo, nu? Nu, pe cam noastră. Noastră. Da.
O să punem sare, însă la urmă, ca să reglăm gustul. Știi că ție îți place foarte mult când pun eu sare în mâncare, dar da. Nu mai e mâncare indiană. În rest, da, în chinezescă, sos de soia, da, în celelalte sos de pește. Exact. Fiecare cu sosul lui. Bun. Îl lăsăm un pic la repaus. Da. Între timp. Între timp. Ce facem? Te rog frumos să încingi tigăița noastră. Ok. Bun. Vom frige foarte rapid. Tragem la tigaie carnea. Da. Am mai vorbit de chestia asta de 1000 de ori. Se sigilează astfel bucățele de carne și păstrează sucul în interior. Ok. Ok. Și după aceea vom înainta, dar este o surpriză. Aha. Cum vom înainta? O să gătim și cartofii cu foi de dafin, ca în bucătăria românească. Da. Și în timp ce cartofii vor fierbe, și eu zic că vor avea nevoie de minim 15 minute, da, o să continuăm cu discuțiile noastre despre muștar. Ok. Ia să vedem. Bun. Da. E foarte încinsă, dar cam două linguri. Vrei tu să o... Se punem... Ok. Ok, a început să sfârie un pic. Da. Vrei să faci onorurile ca să... Da. Tătuși. Deci acum punem carne aici la prăjit și după ce facem cu carne? Punem de o parte? Nu. O să o rumenești, da, până se face aurie. Da. Eu zic că o să ai nevoie, deci, cam de 4 5 minute. Minute. Da, cam așa. Bun, hai să continuăm cu muștarul nostru. Da. Originea lui este ca 80% dintre condimente asiatice. Nu se știe sigur dacă a apărut în Asia de Sud sau în Asia Centrală. Însă s-a răspândit pe o iuțeală senzațională în Europa, în Asia, de acolo au fost dus din Europa și în America de Sud și așa mai departe. Acum muștarul este, cred că, nelipsit din cămara oricărei familii. Da, acum mi se pare că e mai popular în Europa și în America decât în Asia, de exemplu. Da, este adevărat. A prins foarte bine la noi. A prins bine pentru că Europa este în general lipsită de condimente și nu are cultura acestora cum au de pildă indienii sau asiatici. Da. Și atunci, practic, știi cine a răspândit muștarul în Europa? Nu. Strămoșii noștri comuni romani. Ai, normal. Da. Hai să luăm un pic etimologia lui. În franceză se spune moutard. Moutard. Da. În engleză mustard. Mustard. În germană senf. Senf. Ia, în spaniolă mostața. Si. Și în italiană senape. E. Vezi aici că avem două filiere. Una cu senf, senape. De fapt și în engleză se mai spune senep. Da. Și una cu moutard, muștar, mustard și așa mai departe. Aceste denumiri muștar, moutard vin din cuvântul latinesc mustum. Mustus, care înseamnă care must. Must, da. Must, exact. Și de ce? Pentru că romanii preparau pasta de muștar cu must și nu cu vin, cum se face astăzi. Cu oțet de vin, sau? Nu, și oțet și vin. Da. Să explic eu cum e. Acea denumire cu S, zenf, senape, provine tot din limba latină, senapi, care vine din greacă, senapi. De unde l-au luat grecii nu se știe sigur, însă se bănuiește o influență egipteană la mijloc. Dar există foarte multe gusturi diferite de pasta de muștar. Corect. Există iute, dulce, mie îmi place, de exemplu, cu hrean foarte mult. Este ceva, când suntem infundat de nas, așa, o face foarte bine. Când mâncați puțin muștar cu hrean, imediat trece. Văd că atingi folosirile lui medicale. Ai auzit de cataplasme cu muștar? Da, bineînțeles. Se folosește și în Franța? Da, se folosește foarte mult. Noi nu facem cu ceapă sau cu cum se face aici, facem foarte mult cu boabe de muștar făcut mărunt, așa, și ca o pasta care se pune pe și piept. Și la noi se folosește. Și imediat trece răceala. Îți dai seama, deci, că e un afrodisiac. Da, am uitat să te întreb. Cum e cu pasta afrodisiac la muștar? Mai dacă te ține în viață, da, după o cataplasmă de aia, dacă te simți mai bine, e deja afrodisiac, nu? Pentru că ești în stare de multe lucruri. Și acum ce facem? Adăugăm cartofii, peste. Da. Amestecă un pic. Da. Și acum, dragă Jerome, apă. Apă. Știi câtă? Tot. Cât să fie așa acoperită? Să zicem un pic mai mult. Și foi de dafin. Pentru gust.
Pentru gust. Da. Sunt trei, a? Trei. Putem pune două, patru, e foarte creativ. Depinde cât de mult îți place aroma. Da, fiind, da. Și încă puțin. Și este bine acoperit acum? Este acoperit. Punem și puțin sare acum? Sau nu? Nu? Rămâne așa. Acum trebuie să se mai încălzească. Trebuie să... Hai să maximizăm temperatura. Da. Trebuie să înceapă să borborosească. Da. Și când borborosește, înseamnă că e un nou început pentru noi, pentru că îl va lăsa 10 minute. Hai să vorbim acum despre pastele astea de muștar. Da. Ok, te rog. Există în toate țările. Absolut în toate țările. Dar cele mai cunoscute sunt muștarurile englezești, franțuzești și nemțești. Da. Hai să începem cu englezii. Că mai la... Ca să terminăm cu cei buni, pur la bombuși. Da, te rog, da. Muștarul. Așa. Bun. Englezii au muștar numit Coleman. Da, și este o, este o invenție. De 200 de ani, acest muștar este vândut sub formă de pudră. Da? Da. Este folosit ca atare de fiecare cetățean obișnuit și îl prepară exact cu 10 minute, un sfert de oră înainte de a-l folosi la masă, adăugându-i pur și simplu apă. Dar mai există asta în Anglia? Sau? Mai există, da? Dar în ultimul timp, știi cum e, lumea e mai comodă, viața e mai complicată, da, deja se vinde sub formă de muștar. Da. Dar compoziția lui este cam așa, semințe negre, boabe negre de muștar, amici măcinate, și da, puternici. O parte de boabe puțin, mai puține de muștar, da, alb, și făină de grâu pentru textură. Totul se amestecă și atâta tot. Și este un muștar cu un gust foarte distinct, este efectiv gust de muștar, muștar, muștar. Înțelegi? Și are o culoare galbenă, foarte galbenă. Așa, da. Este galben, are un gust iute, puternic, totalmente distinct. Cred că oricine gustă muștarul Coleman n-o să-l uite o bucată de vreme. Acum germanii, ne apropiem de Franța, deci. Da, deja. Așa, germanii care au și ei, ca și Franța, o capitală a muștarului, și anume orașul Düsseldorf. Aia. Așa, fabrică acolo un muștar care se numește muștarul leului, adică Löwenzenf. Și acest muștar al leului este similar cu muștarul de Dijon. Da. Adică este iute, domnule, e pentru lei. Da. Este preparat din semințe negre de muștar. Da. Bavarezii. Mai sud? Mai sud, mai spre Europa. Da. Münchenul. Bun. Bavarezii au un muștar mai dulce, cu miere. Aici mai spre gustul românești, nu? Merge cu mici asta, da? Da, toate merg cu mici. Nu, iute nu prea, mi se pare că nu prea merge, trebuie dulce, nu? Mie îmi place iute. Da? Da. Mici cu muștar iute. E ca în dragoste, fiecare iubește cum vrea, ce simte și cum vrea. Bun. Deci ești mai iute, se interese. Sunt mai iute, ok. Mai iute, foarte iute. Da. Așa, muștarul bavares este dulce, se face cu miere și se mănâncă cel mai bine cu niște cârnați albi. Da. Weisswurst, cu carne de miel. Și este specific Germaniei, deci acolo halba de bere, Mit Kartoffel, da. Bun. Astea sunt nemții. Acum să revenim la francezi, care, după cum știm cu toți, au o bucătărie extraordinar de sofisticată. Așa. Și au două muștaruri principale, pentru că sunt multe zeci, și anume Dijon, care este capitala mondială a muștarului și a Franței și a Europei. Așa, mulțumesc. Folosește, ați văzut foarte mult în rețete muștar de Dijon? Da. Eu m-am și pus întrebarea, băi, dar o fabrică de muștar face toate felul de muștar din lume. Ce e muștar de Dijon? De care? Muștarul de Dijon din rețetă este unul singur și am aflat asta nu de mult timp. Și anume, este un muștar preparat din semințe negre. Așa. Decorticate de muștar, la care se adaugă un suc acru de struguri, care se numește verjus în franceză, și cu sare. Și atât. Și atât. Este un muștar iute, acru și sărat. Există și demi, adică demi secă, mă spune, dar demi, adică demi spre iute. Demi iute, mulțumesc. Da, există. Da. Acest muștar foarte iute merge cu tot felul de cărnuri prăjite și fierte și așa mai departe. Cu chiar, eu mănânc cu orice, să știi, muștar de Dijon cu cartofi, cu carne, cu, în sosul de salate merge foarte bine, un vinegret. Dressing-ul, exact, vinegret. Faceți cu puțin muștar, sare, piper, oțet, ulei de măsline, tot fel de ulei. Dar știi de ce merge bine cu sosuri? Pentru că muștarul conține emulgatori care stabilizează sosul. De pildă, dacă pui muștarul în maioneză, eu îți garantez ție că n-ai cum să o tai.
Da? Te las să încerci cât vrei, maioneza nu se taie. Așa. Dar că noi în Franța facem numai maioneză cu muștar. Da. E, și pe aici se face, destul de des. Și acum, un alt muștar franțuzesc, cel din Bordeaux, care este, vorba ta, mediu, este făcut din semințe de muștar alb, la care se adaugă vin de Bordeaux, oțet ca să stabilizeze gustul și tot felul de, să spunem, ierburi aromatice, printre care cel din tâi și cel din tâi este un, o iarbă aromatică foarte caracteristică Franței, tarhonul. Da. Bun. În afară de aceste două mari variante de muștar, există alte câteva sute, pentru că se folosesc ingrediente, cum ar fi oțetul, pentru că stabilizează gustul, după cum am spus. Se folosesc sare, miere, zahăr, ardeiuți, usturoi, piper, rozmarin, salvie, dafin, tarhon în primul rând și, nu în ultimul rând, vin. Pentru că vinul este un ingredient extraordinar de interesant. Știai că se face muștar și cu șampanie? Da, știam. Da. Credeam că te surprind. Da, 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 le știu pe toate muștar. Bun. E, acest vin dă un gust extraordinar muștarului. Ce faci, Jerome? Aștept să fierbi. Da. Păi, vrăj. Da, da, Așa. Bun. Hai să revenim un pic la, să trecem spre alte țări, spre Asia. Că acolo e patria mea preferată. De a doua. Continentul tău. Continent. N-am o patrie mare, cât un continent. E, ce se întâmplă acolo? Muștarul fiind originar din Asia, am spus centrul sau sud-est, înseamnă India, care edita mai țara și care are o bucătărie stupefiantă. Ei, acolo se folosesc frunzele de muștar. Da? Da. Ca să se aromatizeze. Da, în mâncare. Se folosește făina de muștar ca să se adauge în tocane, în sosuri sau în supe. Dar încă o dată, nu atunci când sunt fierbinți. Pentru că am văzut că fierbințeala încetinește reacția, adică oprește cu totul. Ai gustat vreodată frunze de muștar? Nu, n-am avut ocazia, din păcate. Dar e pe lista mea de gustat. Nu pot să zic că am gustat totul, doamne ferește. Încă nu. Încă nu, dar mă străduiesc. Și acum muștarul se folosește sub formă de boabe, așa cum îl folosim și noi astăzi. Da. În foarte multe mâncăruri. Și anume, o să vezi, acum noi am folosit muștarul de fapt de două ori. Odată l-am pisat cât am putut de bine, oricum nu s-a sfărâmat prea tare. Și am făcut o pastă cu el. Și mai avem aici o bucățică de... Și ce vom face cu... O bucățică de porție de muștar. Da. Cam o linguriță. Pe care o vom găti în altfel. Hai să vezi. Aici se tot fierbe, dar merge încet. Merge încet. Chiar dacă e la maxim. Noi am cam terminat ce aveam de vorbit. Hai să-i lăsăm și pe alții să-și dea cu părerea. Și eu zic să-i lăsăm pe telespectatori să urmărească modul în care văd românii muștarul și modul în care s-au împrietenit cu el până acum. Abia aștept să văd. Muștar la ce? La ce puneți? La ce folosiți? Muștarul? Fripturi. Pun peste friptură, adică umbelesc în muștar de multe ori și o pun la cuptor, da. Deci înainte să puneți la cuptor, puneți muștar. Da. Și în rest mai puțin din cauza gastritei. La muștar folosiți? Muștar, da. Da, la friptură. Consumați muștar? Da. La ce? La toate. Început cu crembuști, cu mezeluri, cu ce? Cu preparat maioneze, da. Și nu mai Și inclusiv muștar boabe, ați consumat vreodată? Da, muștar boabe până la conserve. Muștar, păi de la friptură până la salata tradițională de dăf și mititei și ouăle și... se folosește. De exemplu, la noi în casă se folosește muștar. Și ca boabe? Și ca boabe la castraveți, la conserve. Da, da. Bravo, Jerome, ți-a ieșit de data asta. Da, vezi. Însă ne-am înșelat în așteptări, a trebuit să așteptăm 22 de minute, pentru că lichidul trebuie să evapore. Acum te rog, fă ceva, micșorează temperatura. Așa. Mai? Încă un pic. Așa. Și acum ce facem? Adăugăm pasta noastră. Minunata noastră pasta. Amestecă-te.
pasta de iaurt cu ardei, cu muștar și cu nuca de cocos. Toate reșinile. Bun. Mai facem ceva. Și acum amestecăm tot, da? Amestec, las-o așa să se încingă ce bine vreo 5 miros. Minute. Super. Și noi vom face o altă chestie foarte importantă. Uite ce avem aici, o tigăiță mică și frumoasă. Da. Ce faci, un nou ochi? Nu? Nu. Avem, mai avem aici un pic de muștar. Da. Nu o să o lăsăm așa. Ce facem cu? Hai să vezi. Bun. Trei. Boabe, boabe, nu. Boabe. Prăjite. Le vom prăji un pic, cu un piculeț de ulei. Nu mult. Asta nu sare? Nu? Sar, sar, o să vezi că sar, dar acum fiind ulei nu sunt atât de nărăvoașe. Așa. Mai trebuie să... Auzi aici? Da. Aici e cu urechi. Da. Și aici e cu miros. Bun. Ah! Dușmanul meu. Ți-e prieten, de fapt, dar tu nu-ți dai seama pentru că ești tânăr și neexperimentat. Aia, nici chiar așa. El, de fapt, e prietenul tău. Și dacă nu vrei, va fi prieten cu forța. Fii atent. Da. Deci acum lăsăm aici, da? Nu mai... Nu sunt lăsăm, da. Garam masala. Garam masala. Doamne, wow. Cum miroase, simți? Da, acum da. E foc pe platou. E, asta înseamnă asezonarea finală, pentru că în apropiere... Asezonare de... puternică. Puternică, puternică. Bun. Și acum. Wow. Amestecă pe loc frumos. Cu ce? Mulțumesc. Așa. Ah, ce-mi place să dau ordine, mamă. Nu speli și vasă de până? Nu. Hai, te rog. Acum s-a făcut o fel de piure? Nu, nu, nu. Ok, e bine. E bine. Bun. Și acum ce e urmează? Zahăr. Un pic, ea? Nu mult. Un pic. O linguriță, după gust. Da. Bun. Și acum trebuie să se colorează un pic, nu? Nu. Sau e așa rămâne? Doar nu se caramelizează zahărul. Vrei să gust? Vreau să gust. Te rog. Ia de pe foc. Să vedem. Doamne ajută! Cartoful e făcut foarte frumos. Mai trebuie un pic de sare. Un pic. Și un pic, un pic mai mult. Mai certat cu ardeiul iute. Da, dar mai trebuie. Da, mai trebuie. Uite și gara. Bun, acum. Și îi pun pe... Mai, așa. Hop! Mulțumesc. Și acum mai lasăm un pic, nu? Nu, e de ajuns. Este e de ajuns? Și pieptul e făcut, cartofii sunt făcuți și asezonarea, ia să mai verificăm. Mi-este frică când faci tu asezonarea așa finală. Este ceva de iau foc, casă. Dacă îl vedeți pe Radu la începutul emisiunii, care manca un ardei iute așa, hop, ca o chipsuri. Nu știu cum poate. Trebuie să mă antrenez, nu știu pe ce dai în viață. S-ar putea să-mi folosesc da? Abilitatea asta. Aici nu avem. Acum ce facem? Servim? Deci acum, dragă Jerome, vom servi. Așa. Te rog. Mă rogi. O porție mică, mare pentru domnul? E, mare, ca de obicei. Mare, ca de obicei. Mă tem să nu fie afrodisiac. Uite, ți-am pus special un ardei. Mulțumesc. Adică trebuie să caut, nu? Așa. Să nu muși din ea. Să nu muși din ea. Interesant. Și acum, dragă Jeron, dacă vrei așa un final touch, final touch. Radu touch.
Așa, nuca de cocos. Nuca de cocos. Cam asta este. Da. Rețeta foarte originală astăzi. Pui cu muștar și cocos și curry? Sau am pus invers, nu? Asta este un curry. Asta e un curry de pui cu muștar. Cu muștar, corect. Exact. Mulțumesc mult, Radu, pentru această rețetă minunată, ca dacă de obicei. Așteaptă întâi să guși din ea. Tot ce sper este să fii apt pentru încă o emisiune sau o altă serie. Exact, dacă îmi vedeți în următoarea emisiune, este un semn bun. Nu-i așa? Trebuie să fii pregătit pentru orice. Da, exact. Oricum nu este picant, să știi. Nici chiar pentru gustul tău. Super. Acesta a fost curry de pui cu muștar. Am vorbit despre muștar. Vă mulțumim. Poftă bună. Sper că modul în care s-a folosit astăzi acest condiment v-a făcut curioși să încercați și acasă. Pentru că dacă noi am reușit aici, puteți și acasă să reușiți. În mod sigur și dumneavoastră acasă. Mulțumim. La revedere.